Ion Cioplea este director la școala George Uscătescu din Târgu Cărbunești din anul 2008, când a fost susținut politic de primarul Mihai Mazilu. La vremea aceea, conducerea inspectoratului școlar Gorj era deținută de reprezentanții PNL. Atunci când conducerea inspectoratului a revenit prin algoritm politic democrat liberalilor, PSD-iștii au cerut directorului să renunțe la funcția de conducere. Pentru că nu s-a conformat directivei de partid, Cioplea s-a trezit exclus din PSD. Nu știu de ce colegii mei de la PSD... Pe lângă faptul că revânesc locul de consilier local, eu sunt la al treilea mandat și consilier în cadrul Consiliului Local Târgu Cărbunești, încearcă să pună piedici pe linie de școală, că nu mai reprezint partidul acesta, mi-au retras sprijinul politic, m-au pus în discuția Consiliului Local, deși eu sunt ales de cetățeni, nu de... dar nici consilierii, colegii mei, care sunt de diferite profesii și culori politice, nu au fost de acord să ia la cunoștință și aceasta probabil îi supără sau îi deranjează foarte mult. Ion Cioplea a contestat la București decizia colegilor săi de partid. Am făcut-o în urmă cu 2 săptămâni de zile, am și adresele aceea de confirmare a primirii, personal domnului Victor Ponta, președintele partidului. Să vedem ce va dispune dumnealui pe linia aceasta. Dacă nu, atacă în contencios. E dreptul meu să mă apăr, pentru că nici nu m-au pus în discuție în prezența mea, nici sancțiunea a luat-o pe cea maximă și era o ordine altfel, deci se mai puteau aplica și alte lucruri, bineînțeles, de care trebuia să iau cunoștință, și mai mult echipa care și-a permis să facă lucrul acesta e interimar. Inspectorul general adjunct al ISJ Gorj, Gheorghe Mitescu, a precizat că Ion Cioplea a fost menținut în funcție pentru că s-a bucurat de susținerea colegilor săi de școală și autorităților locale cu care a avut o bună relație de colaborare. Mitescu susține că la nivelul inspectoratului nu s-a luat în calcul apartenența politică a lui Ion Cioplea. Nu ne-a interesat și nu ne interesează apartenența politică a acesteia. După ce l-am numit director, i-am prelungit detașarea în interesul învățământului pentru a ocupa această funcție. Am înțeles că și din presă și din discuțiile cu dumnealui că au fost presiuni extraordinar de mari asupra dumnealui, mergând până la excluderea din Partidul Social Democrat al cărui membru era. Reprezentanții PSD au trimis chiar și la primăria din Târgu Cărbunești o adresă prin care Consiliul Local este înștiințat de faptul că lui Ion Cioplea, care este și consilier local, i-a fost retras sprijinul politic. Nu ni se pare că un consilier, chiar dacă aparține, indiferent cărui partid aparține, să îi se retragă sprijinul de către partidul respectiv, că în calitatea sau în funcția pe care o are în afară de cea de consilier local, respectiv cea de director al școlii George Uscătescu, să nu mai fie iubit de organizația județeană. Deci, din punctul nostru de vedere, este o absurditate acest lucru. Fapt pentru care noi, Consiliul Local nu a fost de acord, așteptând și reacțiile sau așteptând și răspunsul organizației centrale, să vedem dacă și dumnealor sunt de acord cu acest lucru. Reprezentanții PSD Gorj susțin că nu menținerea lui Cioplea în funcția de conducere a școlii a adus acestuia excluderea din formațiunea politică, ci faptul că acesta nu a respectat sarcinile de partid. Din câte cunosc eu, nu ăsta a fost motivul pentru care a fost exclus din organizație. Dar care a fost motivul? Nu știu dacă m-ați fi sunat când eram la sediu, aveam dosarul la îndemână și puteam să vă spun exact motivele pentru care a fost exclus. Din câte am priceput, eu nu am răspuns solicitărilor partidului în campaniile electorale, sunt chestiuni mai complexe, nu e vorba de o excludere pentru că a fost numit de nu știu cine director la școală. E prima dată când au lucrul ăsta. Ion Cioplea așteaptă acum decizia organizației centrale a PSD pentru a ști dacă mai este membru al acestui partid.